Continuă angajările la parcul de agrement Cornișa. Se caută un electrician, un instalator, lăcătuș mecanic și un inginer. Acesta este următorul pas pentru a putea fi preluate pe obiectivele finalizate de la Cornișa. Direcția Servicii Publice Sport și Agrement Botoșani a scos noi posturi la concurs pentru parcul de agrement Cornișa. Directorul de la DSPSA, Eugen Țurcanu, a precizat că este necesar scoaterea acestor noi posturi pentru a putea prelua obiectivele finalizate la Cornișa. Totodată, conducerea DSPSA a solicitat Consiliului Local bugetarea acestor posturi astfel încât concursul să poată fi organizat. Pentru zona Corniș am scos câteva posturi la angajare acum, un post de instalator, unul de electrician, unul de lăcătuș mecanic și un post de inginer parte energetică pentru a ne ajuta în preluarea echipamentelor și a testelor care au loc în această perioadă și vor avea și în perioada următoare pe zona de agrement. Parcul de agrement Cornișa are deja angajat director adjunct, șef serviciu securitate, șef serviciu administrare și șef birou încasări.